din două perspective. Una, domnule ministru, vreau să-mi spuneți, haideți să gândim constructiv. Mai ales după o veste atât de bună, chiar dacă trebuie să-i analizăm cauzele situației. Dar, și mă refer aici clar la rezultatul pozitiv legat de Roșia Montană, dar fără să uităm că am ajuns aici. Haideți să ne concentrăm pe un 2024 în care putem, cum ați spus, să scăpăm de apocalipsă, de recesiune. Spuneți-mi cele trei măsuri de care economia României sau cei trei pași pe care economia României trebuie să-i facă în 2024 pentru a ne păstra această traiectorie pe care dumneavoastră o considerați bună. Trei. Trei. O să vă surprind că ele sunt clasice. În situații complicate sunt aceleași tipuri de abordare dacă vrei să ieși dintr-o situație complicată. Trebuie reinventată roata. Investiții. Și aici sunt dual. Investiții publice, și aici sunt prinse investiții publice de 120 de miliarde în acest an, 7,2% din PIB, pe de o parte, investiții publice și private. Asta ce înseamnă? Asta îți dă stimulul ca cererea agregată să rămână ridicată pe formare brută de capital fix. Cu alte cuvinte, ai o creștere economică, la final, sănătoasă, pentru că o ai pe formare brută de capital fix. Investiții publice și private. Și aici vă dau două exemple. Pe de-o parte, v-am vorbit de volumul de investiții publice din zona bugetară. Bun. Unde avem acolo prinse 12 miliarde de euro sunt din fonduri europene, restul sunt din fonduri publice. Pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt tot stimularea investitorilor private prin, aici domnul Biriș nu este în aceeași frecvență cu mine în general, prin sprijinirea economiei, scheme de ajutor de stat și scheme de minimis. Este necesar să dai impuls economiei, mai ales pe industria productivă, pe ceea ce înseamnă internalizarea producției și valoarea adăugată brută. Și aici, dacă vedeți, în ultimele zile au fost programate în buget, dar au început să apară actele normative sau să se discute despre ele. Dincolo de investiții în industria alimentară, unde este 1 miliard de euro, sunt proiecte deja depuse, avem investiții în materiale de construcții, în producerea de materiale de construcții. Ieri s-a anunțat o schemă de ajutor de stat pe investiții productive. Acum o săptămână, domnul ministru de finanțe a anunțat din nou reluarea investitorilor de ajutor de stat celebrul 807 reloaded pe noua programare de 2,5 miliarde de lei. Deci undeva acolo eu văd încă 10 miliarde de euro care vin dinspre bugetul de stat condiționat realizarea de investiții private. Care e totalul la care ar trebui să ajungem în acest an? Undeva la 10%. 10% investiții publice și cu investiții private 10% din PIB. PIB-ul vreo 300 de miliarde, nu? Nu, PIB-ul va fi 370 aproape. Deci aproape 40 de miliarde investiții în acest an. La ce procent suntem acum? La procentul care este acum, deja aprobat, dacă vreți, vorbesc de procentul bugetat, aprobat în guvern, suntem undeva la 22 de miliarde. Suntem... Nu, 30 de miliarde. În luna martie deja? Da. Ok. Bun. Vom bani bani alocați. Nu sunt execuția. Uh-huh. Noi discutăm de ce este programat. Este acest lucru. 30 de miliarde se vin cu celelalte scheme de ajutor deci, de stat. Deci atingerea punctului de 40 de miliarde investiții în 2024 ar fi primul criteriu, prima măsură. Al doilea acum, punct. În continuare este partea de absorție de fonduri europene. Pe partea mai ales... Aici suntem, practic, în portofoliul dumneavoastră. În portofoliul meu. Și aici discutăm de două tipuri. Ele sunt un pic complementare sau se și întrepătrund. Pe de o parte avem partea de investiții în infrastructură, din fonduri europene se duc în investiții. Pe de altă parte avem ceea ce înseamnă fondurile europene pentru economie, unde sunt 7 miliarde de euro în joc în momentul acesta pentru IMM-uri. Pe de o parte din PNRR sunt 4,5 miliarde de euro, care sunt deja alocate, sunt deja contractate, iar sunt apeluri deschise pe politica de coeziune nouă de 2,4 miliarde de euro pentru IMM-uri, pentru digitalizarea IMM-uri, pentru retehnologizare, pentru scale-up, pentru a produce o valoare adăugată, ridicată. E o schimbare de paradigmă. Până acum, economia a fost ajutată să existe, uh-huh. Dacă vreți, sună dur. Mult cash flow. S-a dat foarte multă resursă financiară bugetară către cash flow, către ceea ce înseamnă capital de lucru. Noi suntem acum, am intrat în altă zonă. Orice ban care se duce din bugetul de stat, cumva se duce către menținerea acelei afaceri, dezvoltarea acelei afaceri,
crearea de locuri de muncă, dar adaptarea ei la cerințele din piață. Cât tragem din fonduri în total și cât am angajat minim, deja? Anul acesta avem minim 10 miliarde de euro care se trag din fonduri europene. Din calculele mele s-ar putea să depășim această sumă. Ce a treia măsură, domnule ministru? Puterea de cumpărare. Creșterea în continuare a puterii de cumpărare și menținerea cererii agregate și pe partea de consum ridicată. Și deci, practic, aici s-a vorbit foarte mult. Foarte mulți vorbesc despre scăderea puterii de cumpărare. De 2 ani, adică acesta va fi al doilea an în care, dincolo de compensarea pierderii de putere de cumpărare care a avut loc în 2022, s-a trecut la recuperare și la creșterea puterii de cumpărare. Anul trecut s-a încheiat cu 7,3% în plus la sută, vorbesc de ceea ce înseamnă puterea de cumpărare crescută față de 2022. Anul acesta este un 6%. Vorbim de cifre pe real, nu vorbim de cifre... Bun.